să vă prezint două adaptoare wireless de la TP-Link. Unul de 300 de megabit și unul de 150 de megabit. Este vorba despre TL-WN725N pe 150 de megabit și TL-WN823N pe 300 de megabit. Am două sunt pe USB 2.0, ceea ce înseamnă că cam asta este și limita maximă de viteză. Sunt de apreciat că sunt destul de mici și pot fi utile atunci când fie vrei să conectezi un calculator la rețea și nu vrei să tragi cabluri, fie vrei să-ți îmbunătățești puțin viteza laptopului, în cazul în care acesta a venit cu clasica placă de rețea și mai veche, bineînțeles, de 54 de megabit pe secundă. Acesta este prima variantă, 300. O să vă și arăt cât de repede se instalează. După care ne vom conecta la internet. Deja s-a instalat. Probabil dacă aveți Windows 7 sau Windows 8, tot o să meargă instantaneu. Și vom face și un mic test de viteză. Pentru că din experiență proprie, stick-ul este oricât de ar fi de rapide, tot nu reușesc să atingă viteza pe cablu. Dar haideți să vedem. Pe cablu prind tot timpul 100 de megabit pe secundă, aproape 195. Și pe acest stick, să vedem cât reușim. Nu este rău deloc, deja atins 65, 66, 70 aproape de megabit pe secundă. Ceea ce este super bine pentru un 69, pentru un stick wireless. Chiar foarte bine. Ok. Haideți să testăm și pe celălalt stick. Cum ziceam, acesta este ideal pentru calculatoare, pentru că este un picuț mai măricel, dar tot nu e mare. E atât. Ok. Dar varianta a doua, acesta este mult mai mic. Să sperăm că o să vină și în variantă cu 300 de megabit. Probabil în viitor apropiat. Și este super pentru călătorii. Iar avem aici desenat un laptop. Și există șansa ca la unele laptopuri să intre cu totul în USB. Din nou, niște cărți aici, la fel și dincolo, și un CD de care, sincer, mă îndoiesc că veți avea nevoie vreodată. Și stick-ul care seamănă cu un receiver de la mouse, tastatură sau ce ați mai văzut și voi, sau un receiver de Bluetooth. Voi nu se vede. La mine nu intră chiar tot, dar așa este construcția laptopului. Și deja s-a instalat. Conectez la rețea. Și cam asta a fost, să și conectat foarte rapid. Și să testăm și viteza pe acest. Probabil vom obține puțin mai puțin de data asta. Nu mai de văzut. Da, într-adevăr, nu mai este de 70, dar merge lejer spre 50 de megabit. Ceea ce este super bine pentru un, din nou, pentru un stick wireless. Ok, cam acesta ar fi. Ele au prețuri destul de bune, undeva între 30 de lei și 60 de lei. Și mai multe despre viteză și rezultate. Uitați, am prins chiar 50 de megabit, deci nu este o diferență foarte mare între ele.
mai multe în articol, în review-ul complet.